Apostolul Pavel scria la Filipeni, capitolul 2, despre Domnul Iisus Hristos, citesc de la versetul 7, s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte, ba încă moarte de cruce, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus se plece orice genunchi a celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Ocazie cu care vă și mulțumesc că în perioada asta v-ați rugat pentru familia noastră, Domnul să vă răsplătească. Soția care iubește biserica din Nălac mi-a zis dimineață, mulțumește-le la fraș și spune-le să se mai roage pentru mine. Mare încă 3 săptămâni de chimioterapie, dar nădăjduim în bunătatea Domnului, în îndurările Lui. Numele Domnului să fie slăvit, să ne dea ajutor și nouă și vouă. Dragii mei, cuvântul care a fost citit din Matei, capitolul 28, referitor la evenimentele din ziua învierii Domnului Iisus Hristos, vreau să-l abordăm sub un cuvânt rostit de Iosua, omului Dumnezeu, care a întrebat următoarele cuvinte văzând un străin. Iosua 5:13, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? În lumea aceasta sunt două tabere și în Scripturi scrie de peste 1000 de ori cuvântul împotrivă, pentru că sunt unii împotriva altora. Aș vrea astăzi fiecare din noi cei prezenți să ne întrebăm, repet, întrebarea lui Iosua, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Adică, în ce tabără ești? Pentru că războiul este, zicea Domnul prin profetul Daniel, va ținea până la sfârșit. În final va fi o biruință mare. Spune Scriptura în cartea Apocalipsa, citesc din capitolul 17, versetul 14, ei se vor război cu mielul. Știți, Apocalipsa prezintă un miel junghiat, dar biruitor, dar mielul îi va birui. Pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, atenție, care sunt cu El, asta e întrebarea, ești dintre noștri sau dintre vrăjmași, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui. Să ne dea Domnul harul să fim printre biruitori. Aș vrea să privim puțin la aceste tabere, așa cum s-au manifestat în ziua învierii. În Matei, capitolul 28, este scris, citesc de la versetul 2, iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului, un soldat din tabăra Domnului, s-a pogorât din cer, a venit, a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a zis femeilor, nu vă temeți. Adică soldații erau din cealaltă tabără. S-au speriat când au văzut ce armată are Dumnezeu. Dar femeile erau din tabăra Domnului și le-au spus, stați liniștiți că voi sunteți din tabăra sfântă și noi suntem cu voi. Mulțumim Domnului că are mulți îngeri. Și armata sa e formată din aceste oști cerești care ne vin în ajutor. Vă amintiți de momentul acela descris în 2 Împărați, capitolul 6, când sirienii au înconjurat casa lui Elisei, a ieșit afară servitorul și a zis, suntem pierduți, Domnul meu, sunt tare mulți. S-a rugat Domnului și a mai ieșit odată servitorul afară și când s-a întors înapoi, altă față, altă perspectivă. Ce sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Acum eu vă întreb, atunci veniseră sau erau acolo? De cum au pornit sirienii? De fapt, pentru Îngerul lui Dumnezeu, drumul nu ia timp. E foarte simplu să fie ba aici,
Ba acolo, cum zice în Psalmul 34, îngerii Domnului tăpărăsc în jurul celor ce suntem de el. Scrie în Genesa 32 că Iacov se întorcea din Mesopotamia, s-a speriat, a avut el temeri în urmă, în spate socru-s-o, înainte frate-s-o, ăsta supărat, celălalt mânios. Și scrie acolo că i s-a arătat un grup de îngeri și-a pus locul acelea numele Mahanaim, tabără îndoită, va să zică, noi mai avem încă o știre care este alături de noi. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Și îngerii ăștia, știți cum sunt, tot timpul în formă și scrie în Evanghelie, zice în altă Evanghelie, în Marcu, cred, zice că i s-a arătat un tinerel, ăștia nu îmbătrânesc, sunt soldați, veșnic în exercițiu, în condiția de a face armată, că alții mai povestesc cum a fost pe front, dar acum de-abia se sprijinesc într-o bâtă, nu? Îngerii Domnului nu bătrânesc, ăștia sunt tot timpul la arme. Numele Domnului să fie slăvit pentru o asemenea armată binecuvântată. Vă amintiți că și în Ghețimani a venit un înger să-L întărească pe Domnul? Vă amintiți că și momentul ispitirii spre final, cine i-a adus mâncare? Că diavolul i-a propus să facă o minune ilegală și scrie acolo că au venit îngerii. Ba Marcu scrie că toți sunt aici aproape, zice că îl slujeau, versul 13, îi slujeau îngerii. Da? Și scrie în Apocalipsa că a văzut de 10.000 de ori, 10.000, e și greu traducătorilor să facă o socoteală matematică cât au fost. Pentru că în greacă este expresia de o mulțime nedefinită, miliarde de miliarde. Și scrie în Psalm că Dumnezeu face îngeri din flăcări de foc, slujitori, din tot ceea ce vrea. Numele Lui să fie binecuvântat. Așadar, frați și surori, când vedem vreun înger, dar de regulă nu-i vedem. Dacă i-am vedea, am întrebat ca Iosua, ești dintre ai noștri? Cu noi ești? Ne aperi, ne ajuți, uite, noi suntem în război. Ar spune, poate, sunt căpetenie, sunt un înger de rang mai mic, știți că a venit la Daniel 1, scrie în Daniel 10. Ce i-a spus? 3 săptămâni m-am luptat, dar au venit altă căpetenie mai mare și mi-a venit în ajutor și uite, am sosit cu mandatul la tine. Dragii mei, nu se poate să fie slujbă în adunare și îngerii să nu fie prezenți. Că ei duc rugăciunile la Dumnezeu în cer. Ei ne ocrotesc, ne păzesc, sunt atâtea momente. Pe drum, mergând cu mașina, într-o parte, în alta. Și ăștia toți sunt dintre ai noștri. Măriți să fie Domnul. Ăștia ne vin în ajutor la vreme potrivită. Știți, Ioan în cartea Apocalipsei, când a văzut îngerii în 2 împrejurări, a dat să-i se închine și l-a corectat îngerul și zice că Ioan ăsta nu era înțelegător, adică ți-a spus un înger o dată să nu te mai închini, ce te mai închini încă o dată? Dar când l-a văzut cât e de mare și el se socotea de acum un bătrânel, un om, a crezut așa, după părerea mea, e o diferență, cum adică să nu-l respect? Dar ce i-a spus îngerul? Ascultați ce frumos scrie în Apocalipsa 22, citesc versetul 9. Ferești să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine, dar îmi place expresia, ăsta e împreună, nu împotrivă. Stai cu noi, cu frații tăi, prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Așadar, mulțumim Domnului pentru îngerii săi, care veghează, fost experiențe a fraților noștri. Mi-amintesc despre John Wesley, el se spune că a străbătut Anglia călare, a rostit în viața lui peste 40.000 de predici. A fost un om deosebit al Dumnezeu, l-a și ținut Dumnezeu până la adânci bătrânețe. Și într-o zi sau noapte călătorea printr-o pădure pe cal și au vrut dușmanii, că întotdeauna sunt ăștia care nu sunt cu noi, împotrivă, au vrut să-l atace. Dar a zis, n-am putut, că avea un soldat alături tot pe cal. Și a zis el când a aflat apoi experiența, zice, băi, n-am știut că îngerii umblă și pe cai. Da, se poate oricum să-și arate prezența. Un alt frate misionar în Africa i s-a stricat mașina acolo într-o zonă unde bântuiau cete de tâlhari. Și a zis, ce ne facem la noapte? Nu știu dacă nu era și cu soția acolo. Și pe dimineața, în fine, ziua următoare a fost reparat totul. Și l-au întrebat, dar noaptea nu te-a atacat nimeni. Au zis, nu, ne-am rugat.
ca să afle mai târziu că bandiții l-au urmărit, urmăreau drumurile. Dar i-a zis, a fost însoțit de peste 10 soldați guvernamentali. Vă să zic că îngerii au și uniformă de la armata respectivă. Știți că a fost prin anii 70 evrei ca să recupereze niște alți evrei de-a lor, cum sunt ei evrei din Nairobi, din capitala Keniei. Îi luase ostatici, dușmanii. Nu știu de unde au făcut rost. Așa, pe moment, de soldați care să știe parolele de la pașaport, de la regele, de la președintele din Kenya, uniforme, avioane ca a lor, și când au debarcat într-o noapte, i-au luat pe toți, a lor unul singur a murit. Dar îngerii nu pierd niciun soldat. S-au zis dumneavoastră să moară vreun înger pe front? Niciunul. Ăștia sunt biruitori în numele Domnului și de partea noastră. Și în ziua învierii s-au dovedit a fi acolo. Vor fi și în ziua învierii celor ce au murit dintre noi, că a spus Domnul Iisus, Matei 24, că va trimite pe îngerii săi să-i adune pe toți. Dar îi cunosc îngerii? Îi cunosc, că de atâta vreme au fost tot pe lângă noi și știe care-s de-ai noștri și nu o să ne încurce. Mulțumim Domnului pentru îngeri. Nu ne închinăm lor, dar mulțumim că sunt și vom fi împreună cu ei în vecii vecilor. Amin. Aș vrea să privim mai departe. Observați, aici nu au fost numai îngeri. Aș vrea să privim la Dumnezeu Tatăl, la Domnul Iisus Hristos, sau chiar la Duhul Sfânt, că scrie în Romani 8 că Duhul l-a înviat pe Iisus dintre cei morți. Când a înviat, Domnul, versetul 9, le-a întâmpinat și le-a zis, bucurați-vă! Și ce frumos scrie, ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele. Pentru că suntem ai Domnului, El ne dă dreptul să ne apropiem de El. Ba mai mult, scrie în Evrei 10, că prin ce a făcut Domnul Iisus ne putem apropia și de Tatăl. Prin trupul Său, prin perdeaua, prin calea nouă care ne-a deschis-o. Și ce e mai frumos scrie în Apocalipsa, pentru că suntem ai Domnului, vom fi cu El pentru vecii vecilor. Mărit să fie Domnul. Și asta vreau să vă citesc din, în privința asta din Romani, capitolul 8. Frați și surori, atunci când aveți probleme, când vă temeți, să știți că de la înviere încoace lucrurile s-au schimbat total în privința relației dintre noi și Dumnezeu, sau mai exact, dintre Dumnezeu și noi. Romani, capitolul 8, vă citesc de la versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, adică de partea noastră, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și îmi place versetul următor. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult. El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi mărire Domnului. Dacă în Vechiul Testament, când aduceau numai jertfe de animale, o chemat Balac pe Balam să blesteme pe poporul, crezut că Dumnezeu nu-i cu noi, ca fi împotrivă cu evreii de atunci. Și ce a zis profetul? Și mă uit cu spiritul profetic, a zis, Dumnezeu nu vede nicio nelegiuire în Israel. Măi, cum nu era că doar atâtea se certau de noi, ajungea la Moise vremea de dimineața până seara. Dar i-a acoperit cu ispășirea, însă acum ne-a acoperit și ne-a iertat cu sângele Fiului Său. Și îmi place un alt verset din Romani, și ăsta să nu-l uitați, vă rog, scrie în Romani, capitolul 4, versetul 25. Domnul a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Vă rog, rețineți, lăsați o clipă versetul, că poate nu sunt toți cu Biblia deschisă. Deci rețineți, Domnul n-a înviat că a fost El neprihănit, că El s-a unit cu noi prin moarte. Și dacă nu putea obține și neprihănirea noastră, nu învia. El a înviat pentru că de atunci noi suntem socotiți neprihăniți, mărire Domnului. Ce realizare pentru noi, că-i de partea noastră. Dumnezeu Tatăl, Fiul Său și drept dovadă că după ce a venit Duhul Sfânt, că și Duhul Sfânt e de partea noastră, amin? Astea toate din ziua învierii.
Așa că dacă noi întrebăm pe Domnul, Doamne, ești dintre ai noștri sau dintre dușmani, nu mai avem dușmănie cu Dumnezeu. S-a stins vrășmășia între noi și evrei, între noi și Dumnezeu, nu mai este. Zice Roman capitolul 5, este exact versetul următor, că Biblia pe capitole și versete a fost împărțită 1000 de ani mai târziu. Pavel a scris scrisoarea așa, cum scriem noi o scrisoare. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, avem pace cu Dumnezeu, mărire Domnului. E vreunul aici care nu-i împăcat cu Dumnezeu, care nu-i de-ai noștri, care nu-i în tabăra Domnului. Astăzi Dumnezeu vrea să se împace cu el. Că în ziua învierii s-a împăcat. Și dacă dumneavoastră serbați ziua învierii, împăcați-vă cu Dumnezeu. Spune Pavel 2 Corinteni, capitolul 5, citesc de la versetul 19. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Da, a costat mult împăcarea noastră. Zice Petru, nu cu aur, mărgăritare sau cu lucruri scumpe. Noi am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea și învierea Fiului Său. Binecuvântat să fie Domnul. E mare har asta. Să fie Dumnezeu din partea noastră și noi să fim în tabără cu El și în cortul Lui pentru vecii vecilor. Da, îngerii dintre ai noștri, Domnul Iisus Hristos este de al nostru. Ascultați ce scrie în textul care s-a citit astăzi. Matei, capitolul 28, ce a spus Domnul Iisus femeilor. Versul 10. Nu vă temeți, nu mai e problemă. S-au rezolvat lucrurile. Duci-vă, ți despuneți, fraților mei, zice în Evrei 2, că El ne numește frați, auzi? Frați cu Domnul Iisus Hristos? Pentru noi să nu fim așa fără bun simț și să ne luăm înainte, așa cum zice în Proverbe, că un rob răsfățat până la urmă să crede fiu. Nu noi neapărat pretindem că suntem frații Lui. Marea bucurie că El a spus că e fratele nostru. Că Tatăl, zice Romani 8:29, a vrut să fie Domnul Iisus cel din tâi născut între mai mulți frați, mărit să fie Domnul. Și apoi în Hristos nu-i bărbat, nu-i femeie, toți suntem frați. Așa ca îngerul lui Dumnezeu, că în veacul viitor, cei ce vor avea parte de asta, nu mai să facă anunțuri, frate Andrei, din astea, că vine vreo nuntă, vine numai nunta mielului și gata. Dar acolo va fi mult mai bine decât în orice familie sau decât în orice stare de aici, slăvit să fie Domnul. Însă nunțile de aici sunt un simbol a ceea ce va fi acolo. A împăcării acesteia, a faptului că Domnul va fi de partea noastră și suntem una cu El, mărit să fie Domnul. Să nu permiteți vreo îndoială când vine diavolul să vă acuze că Dumnezeu va fi împotrivă. Spuneți acestui gând, împotriviți-vă Lui, dar din ziua învierii Domnul nu ne mai este împotrivă. Suntem pe bune cu Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Numai aici vin cu atenționare. Spune în Marcu, capitolul 3, frați și surori, mare atenție, citesc de la versetul 28. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oameni, cu care am devenit vrăjmași cu Dumnezeu prin păcat, li se vor ierta prin jertfa Domnului Iisus. Dar oricine va huli, și apare cuvântul ăsta, împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în veac, e vinovat de un păcat veșnic. Adică după ce ne-am împăcat cu El, să nu ne mai împotrivim. Doamne, păzește-ne de una ca asta. Că asta e marea vinovăție. Vă dau ca exemplu aici pe Apostolul Pavel. Scrie în Cartea Faptele Apostolilor, când s-a justificat el în fața lui Agripa, Fapte 26, de la versetul 9. Povestea viața lui dinainte. Și eu ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri, și iar apare cuvântul ăsta, împotriva numelui Iisus Hristos. Pavel a fost vrăjmaș, nu era în tabără cu ucenici când o învia Domnul. Așa că s-a dus la Ierusalim și scrie în versetul 11, i-am pedepsit în sinagogi, îmi dădea în toată silința să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună ăsta era tare împotrivă. Deja zice el în ultimul Timotei 1 că eram un potrivitor.
Îi prigoneam și s-a arătat Domnul. Și acum fiți atenți. Apare în versetul 19 următorul cuvânt. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedenii cerești. Adică cei ce au fost împotrivă, Dumnezeu iartă că au fost împotrivă. Numai când Dumnezeu li se descoperă să nu mai fie atunci împotrivă, că atunci ahulesc ei pe Duhul Sfânt. Că și cei din vremea Domnului pricepeau și puteau să înțeleagă. Repet, nu-i problemă că am fost împotrivă, că lucram din neștiință, necredință, zice Pavel. Dar când ți se descopere Domnul și atunci să mai fii împotrivă, atunci e mare bai. Nu poate nimeni să te ajute dacă tu îl respingi pe Duhul Sfânt care vrea să-ți lumineze mintea. Am citit undeva că o tânără o schemată de părinții ei să se pocăiască, să se împace cu Dumnezeu și au spus nu. Și așa a avut un gând cineva și a zis, auzi, dacă tu nu vrei să te împaci cu Dumnezeu și vrei să fii împotrivă, atunci spune-i Domnului Iisus în fiecare dimineață, eu nu vreau să mă împac cu tine, vreau să fiu împotriva ta. O zis fata de vreo două, trei dimineți sau nu știu cât, și s-a cutremurat, măi, cum adică să fiu eu împotrivă? Da, nu există, adică ori împăcare, ori împotrivă. A respinge un asemenea mesaj, asta e foarte grav. Dumnezeu să-i cerceteze pe toți. Și să nu se împotrivească, cum a zis Ștefan, Duhului Sfânt. Asta e mare problemă. Asta și pentru noi credincioși este o atenționare. În viață sunt fel și fel de situații. Să nu ne împotrivim și să lăsăm pe Dumnezeu să ne cărmuiască viețile, numele Lui să fie slăvit. Aș vrea să privim acum puțin în tabăra cealaltă, ăștia care ne sunt împotrivă. Am văzut că de partea noastră sunt îngerii și cei mai frumoși e dumnezeirea, mărire Domnului. Da, diavolul, cum ne este? Se spune că dacă nu ești sigur că există diavol, te lămurești îndată dacă vrei să te dai de partea lui Dumnezeu, că o să stea împotrivă. Dar de cumva nu ți-o stat împotrivă, înseamnă că ai mers până acum în aceeași direcție cu el. Cum te dai de partea Domnului? Cum îți iese în cale? Și spune Scriptura, vă citesc din 1 Petru, capitolul 5, versetul 8 și 9, fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine se înghită, împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec în aceleași suferințe ca voi. Mai mult decât atât, Efeseni, capitolul 6, vrem să conștientizăm pe frați și surori de situația în care suntem, 6:10, încolo fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți ține apiert împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii, nu ne batem cu oamenii, cu ideologii pământești, nu, ci împotriva, ascultați, cine nu-i cu noi, ci împotrivă, căpetenii, domnii, stăpânitorii întunericului acestui veac, duhurile răutății, și încă astea sunt în locurile cerești, au putere spirituală. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Vă rog să rețineți, tineri și toți, orice vârstă ați avea, nu zice apostolul, mă, așa e pe front, câteodată vă mai bat ei, câteodată mai bateți voi, așa nu-i ca la sport. Nu, Dumnezeu vrea să fim biruitori întotdeauna. Amin? Dacă de cumva cădem în frânt, mi-amintesc cu un frate bătrân, era bolnav, ne-a dus să-i facem ungerea, s-a mărturisit, că urmând el cu serviciu pe țară, l-a înșelat diavolul cu o femeie și mi-amintesc cum plângând o zis, zice, de îndată ce am păcătuit, am zis, m-a înșelat, dragi. Bietul om, o zis, măi, m-am vins, că diavolul are uneltiri, diavolul nu e așa cu pușca mitralieră. Diavolul vine deghizat în femei, în oameni de afaceri. Îmi povestea un frate slujitor din Spania, și am văzut poporul Domnului lângă o pădure.
Și de îndată au ieșit din pădure animale așa mai mici, vulpi, iepuri. Și unii și-o spereau, fugeau și-o s-a rărit rândurile. A venit un al doilea val și au ieșit din pădure animale mai puternici, feline, lei, urși, tigri, leopard. Când i-au văzut unii, au luat-o la goană. Și de-a mi-a fost dat că să văd cum un leu din ăsta a sărit pe un frate de lângă mine, dar când se sară pe el, nu era leu, ci era îmbrăcat într-o uniformă ca un funcționar de la bancă. Și m-am mirat. O trecut și valul ăsta și în al treilea, zice, au început să rostogolea niște balos de fân, ardeau toți. Și în clipa aia mi s-a închis vedenia și au zis, Domnul, ți-am arătat destul. Și am înțeles că unii cad la lucruri așa mărunte, ispite, că o spus cineva o vorbă, că l-a necăjit nu știu care, că nu mai vine la adunare. Eu speriat așa, o vulpe, un iepure. Și s-au dus. Alții intră în probleme mai grele, intră în datorii, că ăsta cu banca. Și se gândesc, de ce Dumnezeu nu mă ajută? Uite, în ce situație am ajuns, am datorii, am probleme. Lucruri mai grele. Ce-a fi cu baloții aceia, știu eu ce prigoană, ce-a mai fi? Dar în toate Dumnezeu vrea ca noi să fim biruitori. Știți cum înțeleg eu versetul din Romani 8:37, mai mult decât biruitor? Biruitor înseamnă să scap cu viață. Dar noi suntem mai mult decât biruitori, căci vom fi și cu răsplată dacă rămânem credincioși Domnului. Mai mult decât biruitori. Adică noi eram niște păcătoși înainte, bucuroși am fi numai să ne ierte, să spune, hai, liber de sarcini. Dar Dumnezeu vrea și să ne răsplătească. Și suferințele de acum și astea se răsplătesc și luptele și toate, măriți să fie Domnul. Așa că nu vă temeți. În lume veți avea necazuri și diavolul îi se împotrivește, căpetenii, încercări, toate. Cum, de exemplu, acum este în casa noastră această încercare. Suntem acum într-a șasea lună de când soția este bolnavă. Și mi-amintesc că tocmai în ziua când a aflat diagnosticul de la analiza histopatologică și a aflat că e cancer, a venit un frate la noi, dar n-am apucat să discutăm nimic, cum a intrat în casă, ne-am pus pe genunchi. Când ne-a ridicat, și am avut o vedenie. Am văzut pe sora Dena lângă un catarg și un sol al Domnului stând lângă ea un înger. Și în jur, oameni îmbrăcați ca la un carnaval, erau demoni și se strângea cercul. Și la un moment dat au început să bată din tobe și au zis, înconjurată, nu mai are nicio șansă. Și o să am văzut că îngerul Domnului a scos dintr-o husă un steag și au început să-l înalțe la catarg, parcă habar nu au avut de ăștia ce dânțuie în jur. Și un steagul ăsta se va vedea de la mare distanță. Este o luptă, avem o împotrivire care vine într-un fel sau altul. Zice Pavel, numai Duhul Sfânt ne înștiințează de planurile diavolului și de ce ne așteaptă dintr-o parte sau din alta. Știți ce a spus Domnul, scrie în Ioan 14, când se apropia momentul Golgotii? O să vine stăpânitorul, pe diavolul nu a fost pe teren în ziua răstignirii, a fost acolo. A încercat, prin ce a spus oamenii, poate cine știe ce lupte a avut la nivelul gândirii Domnului Iisus Hristos. Dar când a zis, s-a isprăvit, diavolul a putut și el să spună, m-am frânt. Cum a zis Iulian Apostatul, care după ce creștinismul a devenit liber în Imperiul Roman, a încercat din nou să aducă păgânismul, dar n-a reușit. A încercat să facă ceva Ierusalim, să nu se împlinească profețiile, dar l-a răpus moartea, dar se spune că a zis pe patul de moarte, m-ai învins, galileene, da, pentru că Domnul este biruitorul. Deci, demonii se luptă și au putere. Sunt căpetenii, domnii, de aceea nu ne putem lipsi de ajutorul Domnului și de cel al îngerilor. Altfel ar fi fără nicio putere. Însă Domnul este de partea noastră, slăvit să fie Domnul. Diavolul, ceilalți ne sunt împotrivă. Copii și voi, diavolul, vi se împotrivește, vă ispitește. Într-un fel sau altul. Mi-amintesc că am fost toată plecat cu soția în misiune. Copiii erau mai mici, am lăsat cu sora soției și când ne-am întors înapoi, era seara târziu, copiii se culcaseră și sora soției zice, păi ce ispitiți copiii voștri? Oarecum ne-am gândit, na, știu eu, nu ne-am ocupat mai mult de ei. Ce să vezi, dimineața când se scoală copiii, se meargă la școală, cum nata, o merge atunci seara acasă, zice, ce ispitită e tușa, dar nu te pot înțelege cu ea. Păi cine a fost ispitit, tușa sau nepoți? Noi eram în misiune și diavolul veni să ispitească pe cei de acasă.
Mi-amintesc că am visat într-o noapte, că aveam o căsuță frumoasă lângă pădure și eu coboram de acolo, era un câmp deschis în față, aveam utilaje agricole și acolo munceam cu alții. Și auzeam un zgomot, din pădure ieșea un leu așa cu coamă, val, vârtej, și atunci soția striga. Când mă întorceam acasă, se trăgea în pădure. Și când îi spun dimineața visul soției, ce tălmăcesc, eu știu ce înseamnă. Când ești plecat în misiune, îmi vin fel și fel de gânduri. Băi, ar trebui făcut așa asta, așa asta, el e dus, ești gospodăria, cât ești de făcut. Și când vii acasă și oprești mașina, ui ce am vrut să spun. Se retrăgea leu în pădure. Astea sunt luptele care le întâlnim. Ce n-am știut eu când am fost tânăr și am intrat în slujire, am crezut că viața de slujire e numai activitate, că asta e frumos. Repetiții, studiu, vii la adunare cu frați, e jumătate activitate și jumătate lupte. E jumătate mistrie, jumătate sabie. Să ne dea Domnul biruință. Amin? Și în ultimul rând, dragii mei, să știți că Dumnezeu și îngerii, ei sunt nelipsiți de la datorie, dar și diavolul și ai lui nu iau concediu. Toată problema e la noi, la oameni. Și îmi place ce scrie aici în textul citit, Matei capitolul 28, femeile de dimineață la mormânt. Dar vă dați seama după aceea, în ziua aceea vă spun eu că n-au dormit de amiază. Au mers la ucenici, au desfășurat toate acele activități, de altfel Domnul le-a trimis, ba încă reține și scrie în versetul 7 și le-a zis îngerul: duceți-vă repede, adică nu-i timp de pierdut. Dar interesant, scrie în versetul 11, pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților mai de seamă despre cele întâmplate. Deci veștile din învierea Domnului s-au dus cam deodată. Cine avea informațiile cele mai concrete, femeile sau soldații? Și unii și alții, nu? Femeile știau concret de la înger, dar ele știau de la mâna a doua, țineți minte. Pe când soldații știau la mâna întâi. Ei au văzut tot evenimentul. Aceia au fost martori oculari, 100%. Vieții de ei. Dar pentru că au primit bani, oricine i-a întrebat din ziua aceea, cum a fost? Am dormit, măi. Băi, n-ați dormit. Ați fost treji. Era arătați ca niște morți, dar n-ați dormit. Dar scrie în versetul 12, partea finală, că au primit mulți bani. Poate că pentru a nega învierea Domnului o cheltui bătrânii mai mulți bani decât o dat la Iuda să-l prindă, nu? Și uite așa, pe bani au rămas în tabără cu diavolul. Femeile au cheltuit bani, au cumpărat mirezme și ăștia au primit bani. Dragii mei, diavolul îi zice și mamona: ori nu cumva vreodată pentru bani ne dăm și noi în tabăra cealaltă? Știți întâmplarea aia cu dreptatea și nedreptatea, nu? E o imaginație, dar e foarte dreaptă. Se spune că au flămăzit în aceea zi. Dreptatea a zis, era foame că n-am bani. Nedreptatea a zis, mă, eu mă descurc. M-au comandat un meniu la un local și când se vină chelnerul să plătească, nedreptatea au zis, adu restul, că noi de fapt ți-am dat bani. Băi, n-ați plătit, ba da, restul. Șeful de unitate, condica de reclamații. O venit șeful și o scătă chelner, mă, dă-le restul, că zic să plece, că s-au de scandal. Și se spune că chelnerul a zis, ah, unde ești dreptate? Și dreptatea a zis, aci, da, azi am mâncat și eu. Asta e problema. Dacă i-ai fi întrebat pe soldați, băi, cum e drept? Băi, nu a fost drept așa, dar am luat banii. Și știi ce a făcut cu banii ăștia? A trecut în tabăra cealaltă. Puteau soldații ăștia să spună nu. Noi n-am dormit. Noi am fost acolo de față. Scrie Biblia că și vame și-o dat dreptate lui Dumnezeu. Dar farisei, păi nu e așa.
ca să-și mențină poziția, un loc întâi la ospețe. Pentru nimic în lume să nu trecem în tabăra cealaltă. Nici toți banii dacă i-am primit, toate onorurile dacă ni s-ar da. Pierzi dacă ești cu Domnul, îți va spune ceva. Nici o problemă, dar rămân cu El. Nu cumva să ne prindă diavolul cu ceva. S-a dus la Domnul Iisus la ispitire și i-a zis, auzi, dacă treci de partea mea, dacă schimbi tabăra, uite, vezi lumea asta. Toți îți dau ție. Dragii mei, cât îi trebuie diavolului să ne cumpere? Se spune că la un birou s-a prezentat un prieten al oficiantului de acolo și a zis, auzi, semnează în hârtie asta. Băi, nu-i legal, știu și eu, dar suntem prieteni. Uite, îți dau banii ăștia. Băi, nu pot, măi. Nu-i legal. Revine după o săptămână dublând suma. Băi, nu pot. Revine după un alt timp cu o sumă mai mare. Și ăsta ce lucra în birou. Ieși afară! Ieși afară! Bun, băi, nu vrei să însemnezi, dar suntem prieteni, ce mă dai afară? Ce să spun de ce te dau afară? Exact suma mi-a spus că are exact atâta și o dator. Și tare aș avea nevoie de banii ăștia și mă tem că mă înduplece. Dar poate să află și fac pușcărie pentru asta. Diavolul știe de ce ai nevoie. Mă sună într-o zi un frate și spune, auzi, e vorba de o afacere. Eu aș putea să spun așa sau să spun așa. Măi, zic, nu-i drept așa, numai așa. Dar tu știi câtă datorie am. Și aș putea zice și așa. Da. Dumnezeu rămâne sfânt. El a murit pentru păcate. Și când facem din nou păcate, noi ne ridicăm împotriva Lui. Și zice Evrei 10, dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Dumnezeu să vă păzească. Nu știm, frați și sorori, în luptele cine stau înainte, ce pierderi vor mai fi. Unii pentru Domnul și-au pierdut viața. Alții numai averea, scrie în Evrei 10, că unii au privit cu bucurie răpirea averilor lor, dar nu au fost proști. Scrie acolo mai departe, știind că îi așteaptă în cer o bogăție mai mare. Da, Dumnezeu rămâne credincios. Avem exemple, să ne gândim la cei trei din Valea Dura. Știți ce poziție aveau? Prefecți. Oricum, zbura poziția lor, nu? Cum voi mă potriviți? Împăratul vrut să-i scape cumva, măi. Așa e că n-ați fost atenți, că n-ați învățat bine limba noastră. Zice, nu, altui motiv. Noi suntem de cealaltă tabără și nu ne închinăm. Măi, de toți au plecat. Nu, nu, nu. Cu ce drag o privit Dumnezeu la ei atunci? Mărit să fie Domnul. S-a dovedit și atunci că îngerii ne vin în ajutor? Da. Altădată a coborât îngerul în groapa cu lei, în altâtea și atâtea împrejurări stă lângă noi, numai noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Să nu trecem de partea cealaltă. Se spune că un surd era nelipsit de la adunare. Și cineva zice, băi, ce cauți acolo, măi? Nu înțelegi slujba, dacă era la nădla, nu știa nici român, nu înțelegea nici românește, n-auza nici slovăcește. Mi-am amintit de dumneavoastră că am zburat acum nu de mult de la aeroport, de la Bratislava. Și am ascultat cu drag așa limba, că asta de la dumneavoastră am îndrăjit o leacă limba asta. Polițistul de acolo chiar m-a întrebat, unde merge? Va să zic că știa și el ceva românește, polițistul de la aeroport. În toate aceste împrejurări, revin la surdul de care am spus, cineva a zis, băi, ce cauți acolo și așa n-auzi? Și el a zis, eu știu că n-aud, dar vreau să știe toată lumea de care parte am fost eu. În care tabără am fost, să știe. Da, când venim aici știe diavolul, că nu suntem de-ai lui. Cum a zis, când s-a dus fiul lui Sceva, o să iasă afară. A zis, dar tu cine ești? Păi Iisus, Pavel, a, păi știm. N-am nimic împreună. A fost situații în care s-a dus cineva la vrăjitori. Și când l-a căutat în listă, o zis, tu nu ești de-a nostru. Știți ce a spus într-o situație? Diavolul de la vrăjitor? O zis, ăsta e de-a răstignitului și n-avem ce-i face.
mulțumim Domnului că suntem ai Lui. Să ne ajute Domnul să rămânem. Că în final, și cu asta am încheiat, știți ce va spune Domnul Iisus? Matei 25. Că se vor aduna toți, se vor împărți în două. Și care-i cu diavolul, ce va zice? Duceți-vă cu el, nu vă despart. Și la celălalt va spune, ai venit, binecuvântați Tatălui. Am predicat zilele astea undeva de bietul Esau și mi-am amintit de cuvintele care sunt scrise că va sta la masa Avram, Isaac, Iacov. Și m-am gândit că n-a fi nimeni mai necăjit când îi vede pe ăștia trei decât Esau. Pune, uite, ăsta e frate meu, ăsta e tata și ăsta e bunicul. Și eu n-am drept cu ei. Și-au vândut dreptul de întâi născut. O zis Gamaliel, vedeți, nu cumva din nepricepere să vă luptați împotriva lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne cercetează, să trecem de partea Lui. Și oricine ne vede și ne întreabă, ești dintre ai noștri? Da, ăștia toți sunt ai noștri. Îngerii tot ai noștri, Dumnezeu e tot al nostru. Ce Pavel, toate sunt ale voastre, și viața, și moartea, și lucrurile de acum și cele viitoare. Când despre diavolul și ceilalți care sunt în tabăra cealaltă, fiți liniștiți că numai până la învierea noastră se m-am auzit de ei. Acolo va fi apoi judecata de apoi și tabăra cealaltă va fi după un șans mare. Nu se mai poate trece de acolo aici și nici de la noi la ei. Și mă rămânea cu Domnul, cu El să fim acum și în vecii vecilor. Amin.